Întâmplarea a avut loc în urmă cu 16 ani într-un oraș micus din România. Îmi plăcea să merg în weekend cu niște prieteni la tot felul de discoteci pe la sate. Îmi plăcea atmosfera de acolo pentru că era mult mai caldă ca cea de la oraș. Plus de asta puteam cunoaște și multe fete noi. Pe vremea aceea eu aveam 17 ani și îmi plăcea să mai adaug câte una pe listă de câte ori era posibil. În această zi ne-am întâlnit la un bar din cartier și povesteam despre ieșirea ce urma să o facem. Mai înspre seară am pornit la drum. Cinci băieți înarmați cu sticle de vin și toți beam în afară de șofer. Și acum mă întreb cum putea să stea între noi. Ne-am făcut un traseu și urma să mergem în câteva sate unde stăteau niște prieteni. Primul sat nu era departe, era la vreo 25 de kilometri, am ajuns acolo și ne-am făcut intrarea. În acest sat stăteau mai mulți prieteni. Eu și cu prietenii mei stăteam destul de bine cu banii, iar prețurile de la discotecile de la țară erau mult mai mici ca cele de la oraș. Așa că, obișnuiți cu prețurile de la oraș, acolo zici că eram ceva mici milionari. Aruncam cu banii aiurea pe băutură și pe tot ce vroiam. Majoritatea de acolo abia aveau bani de intrare și de una sau două beri. Iar văzându-ne pe noi cum aruncam cu banii, erau impresionați. Tot timpul aveam masă și eram tratați regește. Ne-am distrat puțin acolo, după care am mai fost încă în două sate, dar nu am stat așa mult, deoarece nu prea era lume acolo. În ultimul sat ne-am întâlnit cu mai mulți prieteni și s-a lăsat o atmosferă plăcută. Sticlele de vin curgeau, fetele dansau, DJ-ul dădea dedicație după dedicație și punea melodiile noastre favorite. M-a furat atmosfera atât de tare încât am început să golesc sticlă după sticlă. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc din acea seară este atunci când s-a terminat vinul și m-am dus să mai iau trei butelii de vin de la bar, iar la întoarcere m-am oprit să dau o dedicație la DJ, după care nu mai știu nimic. Dimineața, când m-am trezit, aveam o ușoară durere de cap și starea aia proastă de mahmureală. Deschid ochii și văd că eram într-o cameră necunoscută. Mă uit lângă mine și văd că dormea o fată pe care nu am mai văzut-o în viața mea. Fata era dezvelită și avea un tricou mai lung fără lenjerie intimă pe ea și eu eram numai în boxeri. Puțin panicat, tot încercam să îmi amintesc ceva din noaptea trecută, dar nu reușeam să-mi aduc aminte nimica. Mă uitam prin cameră, dar nu reușeam să-mi văd hainele. Mă tot uitam și speram să pot ieși pe geam ca să nu mă vadă părinții fetei. Neștiind ce să fac, m-am întors cu spatele la fată și am zis că o să mai dorm puțin. Eu dormeam la margine. Dar fata m-a simțit, s-a ridicat, m-a sărutat pe față și a zis să o aștept puțin. Nu am apucat să fac nimic și nici să zic nimic. A ieșit din cameră și s-a întors într-o clipă cu hainele mele. Și-a luat o pereche de pantalon pe ea și a zis să mă grăbesc că mă așteaptă mama ei cu o cafea. În acel moment îmi venea să intru în pământ de rușine. Eu nu o cunoșteam pe fată, dar acum să-i mai cunosc și părinții. Era prea de tot. De obicei, atunci când urmeam la o fată, înainte să se trezească, părinții ei mă strecuram pe geam sau ceva de genul acesta. Nu înțelegeam de ce de această dată este diferit. Ce s-a fi întâmplat oare noaptea trecută? Mă îmbrac după care ies din acea cameră. Dau să intru în bucătărie și văd un bărbat în vârstă cum stătea la o masă lângă ușă. Sincer să fiu, mi-a dat emoții. Bărbatul era tatăl fetei, când m-a văzut a zis dacă vreau să îmi dea ceva să mă drec de băutură. Cred că se vedea pe fața mea că era mahmur. Am zâmbit și el a întins mâna către mine. Am dat mâna cu el și am intrat în bucătărie. Mama fetei făcea cafea și micul dejun. Când m-a văzut, a început să zâmbească și i-a spus fetei să pregătească masa și să împună pună cafea. Sincer vă spun că eu eram mort de rușine și nu știam cum să ies mai repede de acolo. Nu cunoșteam pe nimeni și nici nu mi-aduc aminte cum am ajuns acolo sau ce s-a întâmplat între mine și acea fată care se comporta foarte afectuos cu mine. M-am scuzat zicând că trebuie să merg la baie și că trebuie să mă spăl și pe față. Fata m-a luat de mână și m-a condus până afară. Mi-a adus apă să mă spăl și un prosop să mă șterg. M-am așezat pe scări și am scos telefonul din buzunar, cu gândul să-mi sun prietenii, dar telefonul meu era închis. Am rugat-o pe fată să-l bage puțin la încărcat. Ea mi-a zis să mă duc să mănânc, dar am refuzat-o. Mi-a adus totuși cafea afară și un pahar de suc rece. Mi-am aprins o țigară și ea s-a pus lângă mine cu capul pe umărul meu. Eram așa confuz, nici măcar nu știam cum o cheamă. Am început să vorbesc, în speranța că o să-mi aduc aminte ceva. Am vorbit cam o jumătate de oră, după care am trimis-o după telefonul meu. Când l-am deschis, aveam o tonă de apeluri pierdute de la prietenii mei. Am luat telefonul și am sunat un prieten. Acesta mi-a zis că sunt tot în satul acela unde am fost ultima dată la discotecă. Au dormit acolo la un prieten. Prietenii mei au început să mă certe puțin la telefon, întrebându-mă unde am dispărut dintr-o dată. Dar eu nu știam ce să le zic, nu mai mi-am nimic de seara trecută. Din ce îmi dau seama, eu m-am groaznic. Prietenii mei m-au căutat, dar nu m-au găsit. Între timp, eu cred că m-am dus la DJ, iar el mi-a făcut cunoștință cu fata. Și, neavând unde să dorm, ea m-a dus la ea acasă. De aici totul este un mister. Mi-am luat la revedere de la fată, care părea puțin supărată de plecarea mea, și m-am îndreptat înspre prietenii mei. În confuzia mea ciudată, am uitat să iau numărul de telefon fetei sau măcar să o întreb cum o cheamă. Nu am mai văzut-o de atunci niciodată. Dragilor, aceasta este povestea noastră, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și un comentariu și să distribuiți să vadă și prietenii voștri, iar până data viitoare nu uitați să aveți grijă de voi.